Mă cheamă Dan, am 20 de ani și sunt la medicină generală. Cum ți se pare ție că a început chestia asta? Adică în perioada liceului sau în general? Vorbești de depresie? Da. Da, a început în liceu. Și adică a fost un eveniment care a declanșat chestia asta sau? Nu neapărat. Adică probabil că au fost niște evenimente, nu pot să le arăt cu degetul. Dar, da, nu știu, l-am ignorat și probabil că au, nu știu, crescut și... Și asta nu înseamnă că n-am avut și eu o mână în asta, adică e destul de plăcut să fii în depresie. Da, știi, mă gândeam că cuvântul ăsta, știi, adică depresie, mi se pare că e atât de des folosit, nu mai are cumva sens, știi? Adică oamenii de multe ori zic la mișto din asta, dar ce ești depresiv sau ce ești în depresie și... A devenit așa un cuvânt din ăla care nu mai înseamnă nimic. Și adică când tu zici că a început depresia și era în depresie, adică ce înseamnă asta mai exact? Este... Nu știu, adică e diferită pentru mulți oameni. Pentru mine a fost... ca și cum... o singurătate atât de puternică încât te durea fizic, dacă ar fi să zic așa, și o lipsă de plăcere în a face orice, toate lucrurile care îți plăceau înainte, ți se păreau că erau goale, fără lipsă de sens. Da, este în primul rând dureroasă. Aș vrea să zic, este incredibil de atroce. Te lași și problema e, cum am mai zis, că îți place să fii acolo. Este voluptoasă, dacă aș fi să mă exprim așa. De ce? Adică de ce îți place să fii acolo? E, nu știu, e ca și cum ai fi un porcușor. Și te joci în amol. E plăcut, adică te obișnuiești să te simți cum te simți. Nu mai știi cum erai înainte. Memoriile tale devin din ce în ce mai vagi. Nu mai ții minte ultima oară când ai fost fericit. Și așa că realitatea ta și singura realitate pe care o cunoști, pe care ai cunoscut-o și pe care o vei cunoaște probabil, că așa te gândești atunci, este depresia. Așa că mai bine te obișnuiești cu asta. Și în plus, practic... Pentru mine personal și pentru mulți alți oameni e ca și cum ți se deschid ochii. Știi, vezi lumea adevărată. Totul, adică lumea adevărată cum e, gri și urâtă și anostă și oribilă. Păi și în perioada aia ai început să te duci la un psiholog sau? Din momentul în care a început să mă lovească urât depresia, am stat puțin cu ea și am zis, bă, nu se poate. Și așa că m-am dus la un psihiatru și am fost o lună la ea. Și simțeai că te ajută? Absolut deloc, să zic. Nu m-a ajutat deloc, decât să zicem într-o mică măsură că ziceam în sfârșit cuiva cum mă simt. Și da, mi-a dat și medicamente. Personal credeam că sunt apă de ploaie. Dar care crezi că era diferența dintre a vorbi cu un psihiatru și a vorbi cu cineva apropiat? Adică de ce nu puteai să vorbești cu cineva apropiat? Cum am zis, te simți foarte izolat și ți-e foarte greu să vorbești cu prietenii tăi. Adică intră și un element de rușine în toată chestia asta. Ți-e rușine că ești în depresie, de ce nu poți să fii normal? Să fii fericit sau, da, poate nu chiar fericit, dar funcțional. Da, în perioada aia tu cumva aveai așa o definiție pentru ce înseamnă fericirea și tu n-aveai chestia aia sau era așa ceva abstract?
Nu știu, de fiecare dată când mă întreabă oamenii asta, a scris Salinger o chestie. Bucuria e lichidă și fericirea e solidă. Și tot timpul mă gândesc la asta. Fericirea e ceva concret de lungă durată. Dar, mă rog, să zic, când asta nu pot să zic ce exact de fericirea, bar nu știu dacă am fost vreodată fericit. Nu știu dacă poate să fie cineva fericit, chestia aia de filme. Mă rog, o fabricație, până la urmă. Poți să-mi povestești de noaptea aia? Te-am încercat să mă zic? Da. Așa. Ieșisem cu Teona. Care cu mine, ești... adică. Cu tine. Așa. Nu mai știu exact de ce. Mi se pare că și tu aveai... E ok dacă zic asta? Da. Că aveai și tu o mică depresie. Mă rog, mică sau mare, nu pot să zic. Uh-huh. Ca noi toți. Ca... Toată lumea are depresie, până la urmă, nu? Da. Și nu știu, adică... S-a întâmplat ceva atunci care m-a declanșat, dar nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Ți-am zis ceva de un prieten comun. În privat, parcă, și tu... I-ai zis ce i-am zis eu despre el și el m-a sunat sau ceva de genul să te certe. Să mă certe, da. Și cred că asta, adică, nu știu, n-ar fi trebuit să... Adică a fost un cât de căcat ce am zis, că până la urmă l-am bârfit. Da, nu știu, m-a lovit foarte tare atunci. Eram și pe niște medicamente care mi-a dat acea psihiatră, care erau stimulante. Ca să, mă rog, ideea era să mă facă chestii, să ies pe afară, să fac activități. Și da, practic m-au stimulat atât de bine cât am încercat să mă sinucid de-a drept. Cum? Să mă spânzur, mă rog, spânzur, spânzuratul concret, adevărat, de bună calitate e când îți rup gâtul. Da, eu făceam așa în fel încât să pun presiune pe artele carotide ca să leșin, practic ar trebui să leșin după câteva secunde, 15-20 de secunde și după, dacă nu te deranjează nimeni, ești bine. În câteva minute, nu știu, cam 10 minute ca să moară, să înceapă moartea neuronală, ești... După ești bine, ești moarte. Da, și de când am reușit. De ce? Nu știu să zic. Pur și simplu m-am oprit. Adică eram pe punctul de a leșina, să-mi pierd cunoștința. Și da, mi-am revenit și după i-am zis unui prieten, cel în pat, care a contactat-o pe maică mea, tra-la-la. Da. A doua zi am fost internat la Obregea. Și cât ai stat acolo? Am stat 2 săptămâni. Cum era acolo? Prima săptămână a fost destul de ok, fiindcă eu cred că eram complet conștient de ce s-a întâmplat, că sunt internat la un spital psihiatric. Și era, nu știu, era ca o vacanță. Era destul de bine, eram relaxat. Mai venea o prieten să mă viziteze. Mă rog, a ajutat și faptul că eram pe niște droguri destul de puternice. Medicamente. Știi ce? Adică ce fel de... Mi-au dat niște antipsihotice. Mi-au dat rohipnol, care era demență ăla. Dar practic ce-ți fac medicamentele astea, știi? Ale mele, antipsihoticele? Nu știu să zic... Mă rog, sunt la medicină generală, dar n-am ajuns la farmacologie. Pe mine personal a avut efectul de a mă seda complet. Nu știu, seda complet. Nu eram anesteziat. Doar eram, nu știu, aveam mintea încețoșată. Era de parcă ar fi fost în miere tot. Mă mișcam foarte greu, dormeam 15 ore pe zi, mâncam ca prostul. Ce mâncai? Îmi aducea mama de mâncare. Mai ales m-am îndopat cu covrigii, parcă. De-aia cu vin. Mamă, ce bun sunt aia. Foarte bun. Și în rest ce făceai? Mâncai, dormeai și? Când mă vizitau prietenii, mergeam să stau cu ei și în rest fumam. Am fumat foarte mult. Cred că fumam 2 pachete pe zi. Ce țigări fumai? Cred că Marlboro roșu, parcă. De la clasic.
cum trebuie. Și stăteai în cameră cu mai mulți? Da, stăteam cu un tip care era autist și era și în depresie, care mi se pare, dacă n-ar fi tragic, ar fi comic, cât de mult să te bată viața. Și da, era aproape catatonic băiatul. Nu prea făcea nimic, stătea în pat toată ziua și dormea. Și al doilea coleg de cameră era... Sincer, abar n-aveam de ce dracu era acolo. Mie mi-a zis că a încercat să se autoimole... Cum e cuvântul? Să-și dea foc. Ah. Să-și dea foc singur. Ok. Da, din felul în care mi-a zis, eu nu înțelegeam cum dracu s-a gândit că se poate face asta. Că mi-a zis că a încercat cu brichetă. Cu niște chibrituri sau ceva, mă rog. Era foarte copilăros. Era destul de bizar. Voia să... Mi-a zis că visul lui era să devină alchimist, ca să poată crea o poțiune ca să-l transforme într-un balaur, să-i mănânce pe toți, care, toți oamenii care nu-l plăceau. Dar mă plăcea pe mine, nu știu de ce. Deci pe tine nu te-ar fi mâncat. Cred că nu m-ar fi mâncat, din fericire. Și doctorii cum se purtau cu voi? Păi... Asistentele au cam bolangiu aici. Doctorii au fost destul de ok. Au fost chiar drăguți. Dar după ce ai ieșit, cum a fost? Adică cum te simțeai? Ai stat acasă, nu, o perioadă, nu te-ai dus la școală imediat? Da, am stat cam, să zic, câteva săptămâni am stat acasă. Nu pot să zic că mă simțeam cam la fel, doar că cred că era și din cauza faptului că luam un medicament Zyprexa, care, din nou, acela mă făcea să dorm foarte mult și să mănânc în prostie. Nu prea ții minte nimica din perioada aceea. Nu făceam mai nimic. Și cât timp ai mai luat pastile? Zyprex am luat cam o lună după ce am fost externat. Și am continuat după m-am transferat la psihiatru, care mi-a schimbat medicația, mi-a dat acid valproic, mi-a schimbat și diagnosticul. A zis că sunt ciclotimic, că e un fel de bipolar varianta light, știi? Și era, practic, mă stabiliza emoțional. Da, pe acela l-am luat cam pe ca un an și după l-am întrerupt când eram destul de funcțional ca să nu mai trebuiesc. Și acum cum te simți? Adică în perioada asta, în anul ăsta, nu știu. Adică de la un timp mă simt foarte ciudat, nu știu să zic exact. Am folosit cuvântul mort emoțional, mă rog, cu expresia mortă emoțională. Nu simt de parcă am trăiri emoționale veritabile, ci că, nu știu, mă simt ca un roboțel care își face treaba. Nu simt că de parcă sunt în control sau... Nu simt de parcă trăiesc, să zic așa. Dar nu pot zice că sunt în depresie. E o senzație diferită. Vreau să zic ceva. Ce vreau să zic? Nu vine acum. Păi bine, mersi. Asta-i tot? Uh-huh. Pupici? Pupici. Aloha. Aloha, frate. Știi că înseamnă și bună, știi că înseamnă și bună și la revedere? Aloha. Da, serios. Păi aloha, man. Aloha, baby.